Continuă emisiunea de ale Buzoianului împreună cu domnul doctor Adrian Zoican, șeful Lupus Mur Buzău. Domnule doctor, foarte multe mesaje am primit deja, foarte mulți oameni sunt speriați acum în perspectiva campaniei de vaccinare care va începe pentru populație, înțeleg, în primăvara anului viitor. Și foarte mulți oameni vă întreabă, o să încep așa citindu-vă câteva dintre mesaje și apoi vorbim despre cum ar trebui să ne comportăm și de sărbători. Spune un telespectator, bună seara, vă rog să-l întrebați pe domnul doctor ce părere are despre vaccin, întotdeauna a spus adevărul. Da. Ce părere aveți despre vaccin, domnule doctor? Deci, în primul rând, orice vaccin care e scos pe piață de către o firmă, mă rog, serioasă, ca să zic așa, da, este un vaccin verificat. Conține fragmente de ARN care e inactivat și care, deci fragmente de virus care nu provoacă îmbolnăvirea. Ca asta e discuția, da? Acum, ce să vă spun? Că există tot felul de reacții. Există, dar asta se pot întâmpla oricui. Adică, în legătură cu orice vaccin, orice, da, pot apărea accidente și incidente. Dar sunt niște vaccinuri testate, sunt niște vaccinuri care vor da randament. Toată lumea le așteaptă. Pentru că ați văzut virusul, deci va scurta foarte mult și va înclina clar balanța bătăliei către noi. Bătălia asta cu virusul. Știu că în țară aproximativ 50% dintre cadrele didactice, de exemplu, nu sunt de acord să fie vaccinate în rândul medicilor cum nu e. Nu este obligatoriu. Deci nu e un vaccin obligatoriu. Vă veți vaccina dumneavoastră personal? Eu da. De ce să nu mă vaccinez? Eu mă vaccinez mereu. Eu toate vaccinurile fac. Tot ce prind. Păi cum să nu mă vaccinez? Chiar dacă nu dă o imunitate totală, chiar dacă nu dă, deci să zicem că dă o imunitate indirectă, da? Deci sunt făcute din fragmente de virus, e clar că imunitatea mea se hrănește cu asta. Eu, spre exemplu, știți toată, nimeni nu știe exact cum, noi peste cine știe câți ani o să aflăm de fapt ce s-a întâmplat și cum trebuia procedat și cum, da? Ideea este că este stimulată imunitatea și poate să apară și imunitatea indirectă, dacă nu directă, pentru că ARN-urile astea seamănă între ele, înțelegeți? Și atunci ce se întâmplă? Sistemul nostru imun capturează inamicul, deci antigenul, și creează o armă, îl studiază, desface proteinele alea așa, se uită la ele, vede cam cum sunt și creează un antidot, da? Un anticorp care e specific pentru treaba asta. Ei, acum, că știți cum e, știți cum este, deci proteinele astea arată ca niște cheițe așa, ca niște rămurele, știți? Care se, pentru a intra în contact cu antigenul, trebuie să fie, să se muleze pe structura antigenului, da? Și sunt niște locuși acolo care ei trebuie să suprapună și în momentul în care se suprapună apare o reacție și se întâmplă o reacție dorită de noi, spre exemplu de distrugere a antigenului, da? Noi, ca să putem să avem o armă, nouă ne trebuie o structură stabilă a inamicului. Deci eu l-am, știu care e Zoican. Deci cum fac serviciile secrete? Îl studiază pe Zoican, să zic, inamicul, da? Și îl studiază. Înălțimea, greutate, ce obiceiuri are, dacă e familist, dacă nu e familist, dacă e căsătorit, dacă are amantă, n-are amantă. Nu numai sistemul imun face asta, să știți. Să răgâmă. Dacă e mason, dacă nu e mason, dacă e așa. Și caută calitățile și defecte ca să vadă unde poate să-l atace cel mai eficient. Asta face și sistemul imun, da? Deci sistemul imun identifică coronavirusul, da? SARS-CoV-2, de fapt, îl identifică și așa îl ia un pic și îl studiază. Unde? În sistemul imun. Ganglion limfatic, splină. Da, îl studiază și creează o armă specifică. Ce se întâmplă cu acest ARN? Acest ARN este ARN. Știți că există ARN
și ADN. ADN-ul este o structură stabilă, dublu helicoidală. Știți, ați văzut imagine, ca o scăriță așa răsucită. Dar ea când e desfăcută, ea în momentul în care se replică, adică în momentul în care se înmulțește, ea se desface și să taie în două treptele alea așa și să despart cromozomii așa și ei să lipesc mama cu tata și creează The New Generation, da? Așa. Bun. La ARN e o simplă structură catenară, care e ca un cablu, deci am vrut să zic cum sunt cablurile astea de astea. Da. Așa. Și capătul este o structură imatură. De ce? Are niște proteine, da? Care ele sunt înlocuite. Se numește, deci el este ARN mesager. El intră dintr-o celulă în alta. Ultimile, pentru că este o structură imatură, codița o cam pierde așa. Zicea cineva cum se întâmplă cu șopârla, pierde codița și crește alta la loc. Deci ceva de genul ăsta. Și ultimele proteinele pierd, dar nu se uită după ele, că vin altele, ele se prind acolo. E, acest ARN, din cauza faptului că pierde fragment nucleotide, așa, deci din cauza asta, el nu va mai semăna cu ăla care era acum o oră sau acum o zi sau acum, da? Că l-al caută, dar seamănă, nu îl lasă. Ia stai, bă, parcă ar fi. Bă, parcă e Zoicană. Ia stai așa. Stai, luminează-ți deci fața. Deci arma aceea despre care vorbiți ar putea să funcționeze, da? Deci chiar dacă nu direct să zicem că o creează, uitați, la hepatita B există, dar eu acum infecționiști o să râd de mine, epidemiologii, o să zic, bă, ăsta vorbește. Și cineva la telefon. Cum? Da. Deci, vaccinul împotriva hepatitei B este eficient pentru că acolo este o structură dublu catenară matură, un ADN, iar hepatita C nu are vaccin pentru că este un ARN, cum este în cazul ăsta al SARS-CoV-2-ului. Gata. Avem pe cineva la telefon, spuneam. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Două întrebări scurte pentru domnul doctor. Prima întrebare. Câte autopsii s-au făcut pe bolnave de COVID și să aflăm rezultatul lor? A doua întrebare, concret, eficient și la subiect, câte bronșite avem, pneumonii, roșu, gât, viroze, sau toate sunt catalogate spre dreapta la COVID? Atât. Mulțumesc mult. Seară frumoasă vă doresc, domnule doctor. Știți că e teoria, că sunt cifrele umflate și toată lumea vrea umflate să crească numărul de infectări și nu, tot așa. Nu este adevărat. Nu este adevărat. Deci, nu putem nega faptul că toate patologiile respiratorii și nu numai, domnule, nu numai. Deci acum ce vine cu simptomatologie gastrică, da, digestivă, cu vărsături, colică abdominală. Am colegi, nu vorbesc, deci eu vă spun că am avut caz concret, da? Deci au venit cu cefalee, cu manifestări neurologice. Am avut pacient care a avut diagnosticul inițial de accident vascular cerebral, s-a făcut computer tomograf și pentru că doctorul este destul de antrenat și și-au dat seama care treaba, a spus ăsta are COVID. Din prima mi-a zis, du-te mă nene, cum să ai COVID? Ia uite, AVC-ul, să vedeți. Bă, vezi mă de treabă că ăsta e COVID. Și a avut testul, s-a pozitivat testul. Deci sunt tot felul de manifestări pulmonare, da, respiratorii. Astea de care spune domnul. Deci noi avem, adică nu vine la spital, ai COVID și ești discriminat. Că lumea pentru asta, să-l doamne, stai un pic, că de fapt aici e și marea problemă și marea bătălie. Există definiția de caz. Definiția de caz care are o anumită simptomatologie. Din păcate, simptomatologia este extrem de vastă. Dar, bazându-ne pe experiență, ca să zic așa, da, experiența noastră, colegilor noștri, acum au apărut testele astea cu antigen care sunt destul de bune. În alte zone sunt mai multe aparate de PCR și se lucrează testele astea mai repede, în câteva ore se lucrează. Am auzit că și la noi la Buzău s-ar putea să mai apară un aparat de ăsta, pentru că dacă era al nostru al spitalului, nu trebuia să mai stăm. Deci sunt niște probleme administrative aici, nu e momentul să le dezbat eu. Ideea este că diagnosticul ăsta se poate face bine și un pic mai repede. Deci întotdeauna e loc de mai bine.
Deci noi am evoluat, nu mai suntem ca la început când așteptam 2-3 zile și plecau teste la București, la Spitalul Colentian sau unde mai era, la Cantacuzino și le pierdeau oia pe acolo și noi trebuia să le dăm, că nu știu, trebuia să le recoltăm, stăteau oameni în container de uitat Dumnezeu sau unde stăteau. Pentru că inițial nu puteam, chiar și noi în bătălia asta am schimbat un pic metodele de luptă, pentru că inițial, ce se va aminte, erau obligați să rămână și chiar zilele astea a primit unul pedeapsă că a părăsit fără aviz, că erau obligați să nu părăsească, erau declarat suspecți. A fost și, prima condamnare la închisoare cu acum executare. Nu s-a schimbat acum. Pentru care a fugit de la Gârlaș. Da. Păi asta eu vreau să vă amintesc, haideți să nu uităm prin ce am trecut și cât am evoluat. Pentru că acum vine omul la spital, îi să fac investigații și pleacă omul acasă. Să duce acasă la el în mediul lui și atrag cu tratament, așteaptă-te, îl sună DSP-ul când vine rezultatul și îl anunță dacă e pozitiv. Și încă îi se oferă și soluția, DSP-ul organizează transportul pacientului la Râmnicu Sărat sau la secția noastră infecțioase sau PNF, în condiții în care a trecut prin UPU și el deja este evaluat. Pentru că legea spune că în 48 de ore pacientul trebuie evaluat. În 48 de ore. Deci nu mai este obligat să stea la spital, dar în alea 48 de ore el trebuie să vină la spital și să faci un computer tomograf sau o radiografie în funcție de stare lui, cât de gravă e sau cum consideră medicul, și un set de analize ca să poată să-și dea seama cât de grav e. Și atunci încep tratamentul. Dacă el inițial poate să aibă... Pentru că și-am arătat la foarte multă lume, o persoană destul de cunoscută în județul Buzău, am o fotografie, selfie, pe care am făcut-o, bineînțeles, cu acordul persoanei respective și care în câteva ore a decedat. Și lumea spune, băi, dar ce se întâmplă? Măi, frate, suntem în bătălie, mă. Asta e un război perfid, e un inamic perfid. Deci acum stai de vorbă cu om, peste 3 ore intră în comă și nu mai poți să recuperezi. Deci nu se mai saturează, e nebunie. Deci ce faci, cum să faci, ce de faci, tot ce nu mai știi. Deci cum să faci ca să poți să rezolvi urgența. Pentru că el, indiferent de ce eforturi faci, plămânii nu mai realizează schimbul de oxigen cu țesuturile. Și ei vin, majoritatea reacționează, slavă Domnului. Adică vin cu saturații scăzute, noi le administrăm oxigen, le administrăm tratament care să îmbunătățească circulația sângelui și schimbul ăsta, dacă să favorizeze schimbul de gaze, și să îmbunătățește starea, slavă Domnului. Dar avem și situații care nu merg bine. Și asta nu noi, nici nu din cauza asta, și toată lumea știe câți au murit din cauza asta. Domnul spune la cât s-a făcut autopsie, la toți, că trebuie să-i să facă autopsie. Adică e o întrebare așa, care nu că necesită, dar care trebuie să-i dau un răspuns tot ca atare. Adică tuturor care trebuie să-i să facă autopsie, li s-a făcut. Pentru că să vă mai spun ceva. Deci COVID-ul știți cum, deci să prelevează din nazofaringe, da? La pacientul decedat nu se mai prelevează nazofaringe, că el nu mai respiră, nu mai asta, virusul nu mai găsești pe acolo. Și să ia în autopsie din căile respiratorii, să trimit la București, durează cât durează. Iese, nu iese. E un virus foarte periculos. Sunt oameni care sunt cu simptomatologie de câteva zile, cu imagini recente și virusul nu-i. Și îl ții, și îl cauți, îl mai recoltezi odată. Deci am avut pacientă cu simptomatologie instalată de 7 zile, cu imagini recente, că deja medicii noștri au început să recunoască imaginele, care sunt imagini recente, care sunt vechi, da? Așa. Și avea imagini de la recente. De la computerul tomograf. Deci nu avea cum să fie mai mult. Plus că ea a declarat că a început să simte rău de 7 zile. Și deci era în limita aia de 14 zile. Nu era virusul. Deci nu era virusul. Înțelegeți? S-au recoltat 3 teste succesive, toate negative. Cu teste rapide negative, cu teste PCR negative. Despre ce vorbim? Deci virusul ăla a dispărut în 3 zile. A dispărut. Imunitatea era. În alea, vă dați seama, în alea câteva zile i-a produs leziuni de 50% în plămâni. De ne-a speriat noi, băi, ce facem? Problemele au rămas. Cum a spus și noi asta. Și starea se poate agrava. Dar acum te lupți cu asta. Vine acum omul care nu are cultura medicală, nu are experiență, nu știe despre ce vorbim, spune, bă, asta e așa, mă, de ce o bagi tu pe ala suspect? Dar de ce recoltezi iar? Dar de ce faci iar? Păi tu trebuie să rezolvi. Noi nu ne bate cu o boală. Noi avem pacienți. Noi avem pacienți. Și așa cum a insinuat și domnul, de fapt a spus-o deschis, există și alte patologii. Noi trebuie să tratăm bolnavul. Noi nu tratăm o boală. Noi tratăm bolnavul. Pentru că până la urmă știți cum e? Nu-l omoară virusul, ci ceea ce produce virusul
Virusul direct nu e, că sunt care au decedat și n-au mai avut virusul și n-au beneficiat de drepturile care trebuia să le... Da, pentru că au avut virusul au avut testul negativ și n-au mai beneficiat de ceea ce trebuia să beneficie. Deci pensia aia de urmași și nu știu, și au fost discuții foarte mari. Atunci ministrul știu că a făcut un pas înapoi și nu știu, dar legea spune clar, are virusul pozitiv coronavirus, nu se discută că este riscul foarte mare și atunci asta este, da? Dacă s-a solicitat autopsie și a trebuit să facă autopsie și a fost caz medico-legal, atunci s-a făcut autopsie. Adică sunt niște lucruri, eu sunt medic de urgență. Eu vorbesc despre medicină de urgență. Despre autopsie vorbesc anatom-patologici, vorbesc medicii de medicină legală, există o altă specialitate care se ocupă cu, nu cu ce ne ocupăm noi. Știți cum avem noi niște glume, dar un pic așa, știți, așa mai, știți cum că ajunge și noi mai vorba aia, tot lucrând și știți că se face triajul pacientului și este pacientul care ajunge la suspecți. Este pacientul care ajunge în zona roșie, este pacientul care ajunge cu scut și care ajunge pe scut. Se întâmplă în urgență să ajungă și pe scut, da? Ăla e la anatomopatologului, știți? Și el spune, bă, dacă a ajuns pacientul la mine, eu mă ocup cu altceva. Adică vine omul, spune, domnule, știți că ajutați-ne și spune, cu ce să vă ajut? Păi așa, 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 uitați, așa, boli cronice, una alta, s-a dezechilibrat, a intervenit urgența asta, s-a întâmplat, a decedat. Păi, tata, eu sunt urgentist, eu sunt salvator, eu salvez viața, nu mai e la noi. Pacientul, nu că nu mai există pacientul, dacă nu vorbim așa, pacientul nu mai e la noi. Nu mai este în autoritatea mea, în atribuțiile mele, se ocupă altcineva, altă specialitate se ocupă. Adică, mă înțelegeți, problema este foarte complexă, iar noi învățăm, din păcate, noi n-am avut experiența acestei bătălii. Noi n-am avut experiența, cum să vă spun eu, când a venit bătălia aia mare atunci la început și încrâncenată, lumea spune, a, de domnule, că aveam nu știu câte cazuri de îmbolnăviri pe zi și a declarat stare de urgență. Păi dacă nu declara stare de urgență, Italia era mic copil. Pentru că noi am avut timp să blocăm, am avut timp, au intervenit ISU, Ministerul de Interne, care au avut în stocuri așa ceva. Păi noi am avut 6 combinezani după vremea Ebola, care erau expirate. Pentru că nu am avut nevoie, adică noi ne-am bătut cu altceva. A apărut nenorocirea, gata. Nu s-a așteptat nimeni, clar. Am avut timp să facem aprovizionare, am avut timp să... Două minute au mai rămas. Și cum să le petrecem? Un pic timpul. Le petrecem vorbind despre... Sărbători. Despre sărbători, deja cred că e o deviere foarte rapidă, trebuie să mai vin la o emisiune anul ăsta. Neapărat. Cred. Da. Prin ceea ce a spus, cred că nu mai e nevoie de nicio recomandare, pentru că oamenii trebuie să conștientizeze că nu vor să ajungă într-o stare gravă la spital și de aceea e bine să rămână în casă, mai ales de sărbători. Deci, da, într-adevăr, nu mai e nebunia aia, deci veneau toți la UPU, căutau rețete, căutau tratamente, să-și pună și o perfuzie, deci s-a cam lămurit treaba cu urgența. A înțeles lumea care e esența. Când trebuie la urgență, e de urgență, da. Așa? Dar, să-mi spuneți, dar când vin și cazuri grave, asta e. Deci știu că salvați foarte multe vieți, domnule doctor, dar mâine împreună cu colegii de la SMURD o să le salvați și sărbătorile copiilor din Bisorca, da? Foarte scurt, îmi pare rău că nu mai avem timp. Da, da, da. Deci, datorită unei colege de-a noastră care a luat această inițiativă. Deci, de Moș Nicolae a avut o primă inițiativă. Noi am strâns acolo niște cadouri pentru copilașii de pe secția de pediatrie și s-au dus și le-au dat așa la copilași. A fost foarte frumos. Adică a fost o reacție foarte, cum să vă spun eu, foarte plăcută din partea colegilor mei. Știți, adică, și n-a fost ideea mea uimitoare, adică că lumea spunea că Zoica... Nu, deci o colegă din care activează de obicei în sectorul de pediatrie s-a gândit să facă cadou la copilași și le-a spus și colegilor. Uite, eu mă ocup cu treaba asta, dacă vreți să ajutați și voi. Au sărit toți. Bun, de Moș Nicolae a fost asta și acum de Crăciun vrem să mergem la Bisoca, am strâns tot așa cadouri și o să mergem mâine acolo să... facem cadouri. Haideți să luăm o pauză scurtă și mai intrăm 2-3 minute. Nu mai intrăm 2 minute. Da, ba, da, ba, da. Ne oprim pentru publicitate, revenim să ne luăm la revedere cum trebuie.